Care va fi primul lucru pe care îl veți face dacă veți câștiga primăria Bălăina? Sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le facem atunci când vom merge la primăria Brăila. Și în ultimii ani de zile am luat contact cu foarte mulți cetățeni care, în primul rând, au dorințe mici, dar cu un impact foarte mare asupra orașului. Oamenii vor lucruri mici care contează foarte mult pentru viața lor. Cobori din scară și vrei să ai o alee asfaltată, să-ți găsești mașina în locul de parcare, să nu te latre câinele, să fie lumină pe stradă, să te simți în siguranță. Și un lucru foarte important, să fie curat în oraș. Sunt lucruri care au un impact pentru perioada următoare și pe care noi trebuie să le implementăm imediat. Veniți cu soluții reale la problemele brăilenilor? Aspecteam 1.003 proiecte concrete pe care le aveți în plan și sunt viabile? Da. În primul rând, cred în locuri de parcare și spații verzi, locuri de joacă pentru copii, schimbarea imaginii orașului, a zonelor dintre blocuri, deschidere pentru investiții, locuri de muncă și, nu în ultimul rând, străzi moderne pe principalele artere și distracție în centrul vechi al orașului. Cu excepția mandatului lui Constantin Cipu, toată perioada post-decembristă, Brăila a fost un oraș roșu. Cum vă explicați că, deși sunt nemulțumiți, brăilenii votează în continuare preponderent cu PSD? Este o interpretare, să spunem așa. Dacă ar fi nemulțumiți, nu ar vota PSD. Cu siguranță, în administrația fiecărei perioade, au existat proiecte care s-au început și finalizat, dar și anumite lucruri care au lăsat de dorit. Faptul că brăilenii votează PSD reprezintă, în primul rând, recunoașterea unor proiecte care au avut o importanță. Mergem în Brăila, pe calea Călărașilor, arată bine, este frumoasă. Ajungem la primărie pe faleză, pe platoul din fața primăriei, ne place acolo. S-au reabilitat clădiri în centrul istoric, dar trebuie să-i dăm și viața acum. Mergem în Grădina Mare și ne place și acea zonă. Parcul Monument este un loc ideal pentru promenadă, pentru plimbare. Cu siguranță astfel de proiecte trebuie să continue, coroborat cu intrarea pentru reabilitarea spațiilor dintre blocuri. Ce îi lipsește orașului Brăila pentru a ieși din blocajul care îi afectează dezvoltarea? Poate ne lipsește uneori optimismul. Poate uneori trebuie să fim mai deschiși către nou. Să fim noi înșine și atunci, cu siguranță, în perioada în care putem să inițiem primele proiecte, nu doar așa cum gândim noi, ci cum gândesc și cetățenii, sunt lucruri pe care ei și le doresc și noi trebuie să le punem în practică. Am condus timp de 7 ani de zile zona de investiții a unei companii multinaționale și am intrat în concurență cu orașe care sunt mai bine poziționate decât Brăila și, cu siguranță, unele dintre ele și mai bine poziționate din punct de vedere economic. Dar întotdeauna trebuie să privesc și din punct de vedere al dezvoltării viitoare, al managementului. Și atunci am reușit ca în acea zonă să atrag investiții și pentru Brăila. La fel putem să privim lucrurile și acum, pentru a aduce la Brăila nu doar ceea ce noi credem că ne este necesar, ci și lucruri pe care le fac alții în alte orașe. Și în acest sens am văzut lucruri simple, dar inovatoare, pe care alte primării din țară sau din Europa le-au implementat aici. Și cred că pe acele lucruri trebuie să le aducem și la noi în Brăila și cred că în timpul acestui interviu o să discutăm și despre ele. Ce notă ați dat administrației brăilene pentru mandatul 2012-2016 și am să vă rog să vă motivați răspunsul oricare ar fi? Cred că nota 8 este una normală, pentru că sunt proiecte care s-au finalizat, sunt proiecte, așa cum vorbeam mai devreme, care au schimbat imaginea orașului, iar cele două puncte până la nota maximă ar reprezenta, să spunem așa, proiectele care s-au blocat din vina unor proiectanți sau unor construcții și pe care poate administrația ar fi putut să le gestioneze la un moment dat mai în forță. În calitate de deputat de Brăila, cu ce vă lăudați? Nu ar trebui să mă laud eu. Ați putea să intrați pe site-ul Camerei Deputaților și să vedeți că am fost inițiator alături de alți colegi la 60 de proiecte de lege, dintre care 14 au devenit deja lege, altele sunt în curs, unele dintre ele este drept, au mai fost și respinse din anumite considerente legate inclusiv de directive ale Uniunii Europene privind activitatea noastră în România, pentru că suntem membri.
Și aș putea să spun că am avut în Comisia de Agricultură o activitate foarte intensă, pentru că Brăila este un județ care are agricultură, care are agricultori, care primeau subvenție înainte și astăzi au o problemă din acest punct de vedere și nu este vina noastră, pentru că avem un alt guvern care a întârziat cu plata subvențiilor. Poate că uneori am luat apărarea Inspectoratului Teritorial de Semințe Brăila, care are profit, care vinde, care este unul performant, dar datorită impasului în care se aflau celelalte de la nivel național, era cât pe ce să se desființeze. Poate că uneori am apărat judecătorii din județul Brăila, care astăzi iarăși sunt într-o situație dificilă. Poate că de foarte multe ori a trebuit să intervenim nu doar pentru județul Brăila, pentru că suntem parlamentari la nivel național, ci pentru foarte multe proiecte. Cu siguranță de la noi din Comisia de Agricultură a plecat ideea reducerii TVA la produsele din carne și la produsele alimentare, lucruri care s-au concretizat. Câți parlamentari credeți că ar trebui să aibă Brăila, ținând cont și de experiența pe 5. Care... 5 deputați și 2 senatori. Și vă puteți și motiva? Cred că este un număr decent și această lege a redistribuirii nu a fost întotdeauna, din punctul meu de vedere, una foarte echitabilă. Să nu uităm că în anul 2008 a plecat cel de pe locul 3 și acum am ajuns la astfel de redistribuiri care au dus uneori Parlamentul într-o zonă a discuțiilor care nu au fost cele mai benefice. Alergat singur pe partea stângă, în vreme ce pe dreapta s-au poziționat mult mai mulți competitori. Vă simțiți în siguranță? Nu neapărat. Competiția se ține până în ultima zi. La alegerile locale se poate înscrie absolut oricine, pe stânga, pe dreapta, pe centru, susținut de un partid independent. Nu putem să gestionăm noi cine se înscrie și din ce parte a eșichelui politic. Nu aveți o funcție importantă în PSD. În cazul în care nu veți fi mulțumit de echipa consilierilor municipali, cum vă veți impune dacă șefii pe linie de partid nu se vor implica să vă sprijin? Nu cred că este cazul să discutăm acest lucru, pentru că echipa consilierilor municipal PSD este o echipă în care se regăsesc consilieri care au confirmat, dar și oameni foarte noi care provin din mediul de afaceri. Avem un medic, un asistent, avem oameni care lucrează cu fonduri europene, avocați, economiști, oameni care au confirmat, oameni care au gânduri mari pentru Brăila alături de mine să implementăm anumite proiecte care să aducă și un suflu nou. Cu siguranță vom găsi calea dialogului de fiecare dată. Sunt un om al dialogului și nu cred în impuneri de la niciun partid. Apropo de proiecte, puteți detalia un proiect anume la care țineți cel mai mult, pe care vi l-ați propus pentru... Sunt mai multe proiecte la care țin mult, dar o să vorbim și de noutate, de proiecte care aduc un lucru absolut normal, de continuitate și un lucru nou. Fiecare proiect pe care am să-l propun vine cu o zonă a tehnologiei, zonă de impact, care ne ușurează viața tuturor și ne aduce și un plus de informație. Și am să vorbesc astăzi despre transportul public de călători. Consider că Braicarul trebuie să se dezvolte, să continuăm achiziția de autobuze noi, de tramvaie noi, să continuăm subvenționarea abonamentelor pentru pensionari, dar este foarte important ca să sprijinim și elevii și studenții care au nevoie la rândul lor de ajutor pentru a putea să-și cumpere cărți în loc să plătească abonamentele pentru autobuz. Mai mult decât atât, am văzut în unele țări din Uniunea Europeană că pe autobuz se poate monta un GPS care transmite online în serverul de la societatea Braicar poziția autobuzului și un program calculează în cât timp ajunge autobuzul respectiv în fiecare stație. Cu siguranță un astfel de transport modern este în beneficiul nostru pentru a ști că mai sunt 3 minute 50 până când autobuzul ajunge în stație sau mai sunt 5 minute. Și astfel de informații ne sunt necesare pentru transportul în comun. Dați-mi un motiv întemeiat pentru care v-aș vota. Nu neapărat pentru că sunt tânăr sau pentru că sunt ambițios, ci pentru că un om care candidează la funcția de primar trebuie să demonstreze că până acum are realizări. Provind din mediul privat, am condus o companie multinațională timp de 7 ani, inclusiv în Brăila. Această companie s-a dezvoltat, a făcut investiții,
Sunt peste 100 de locuri de muncă existente și astăzi. Cel mai important lucru este că profitul unei companii nu este generat întotdeauna de banii care se întorc, ci de imaginea sa în comunitate, de modul în care cetățenii percep această companie și de profitul pe care ei reușesc să-l întoarcă de la cei care l-au primit. Și astfel, în 2011, când lucram în acel mediu privat, am donat un parc de joacă pentru copii Primăriei Municipiului Brăila. Cred că aceste principii trebuie aplicate și la Primăria Municipiului Brăila.